Astăzi, de la ora 18, are loc ședința de guvern, iar pe ordinea de zi, la punctul 24, figurează proiectul de hotărâre privind eliberări, numiri de prefecți și sau suprefecți din țară. Surse politice oficiale confirmă faptul că în ședința de astăzi, secretarul general al municipiului Deva, Doris Visirin, va prelua atribuțiile de prefect interimar, după demisia lui Călin Marian. Visirin este prima femeie din județul Hunedoara care va ocupa această funcție. Potrivit legii, persoanele aflate în poziții de înalt funcționar public sunt obligate să demisioneze din funcție în cazul în care aleg să candideze. Prefectul Călin Marian, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a fost nevoit, conform prevederilor legale, să renunțe la poziția de reprezentant al guvernului în teritoriu, iar guvernul va lua act de demisia lui tot în ședința din această seară. În locul lui, Călin Marian va fi numită interimar Doris Visirin, actualul secretar al municipiului Deva. Demisia fostului prefect, precum și numirea noului prefect interimar de Hunedoara, vor intra în vigoare odată cu publicarea hotărârii de guvern în Monitorul Oficial. În rest, staful prefecturii rămâne neschimbat. Subprefecții Lorin Sel de la UDMR și Constantin Fulga de la PSD rămân în funcții, deoarece nu candidează pentru niciun post în administrația locală.